Preamărit să fie Domnul Iisus Hristos! Dragii mei, în această seară vrem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să continuăm să studiem din seminarul nostru probleme sensibile în era modernă. Cu ajutorul Domnului suntem la a cincea sesiune în această seară și vrem să vorbim despre divertismentul modern. Calitatea unui predicator se observă în modul în care poate fi fidel cuvântului lui Dumnezeu, după cum spunea Sfântul Cuvânt în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 11, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, nu păreri omenești, nu idei, ci să vorbim cuvintele care sunt a lui Dumnezeu, Doamne ajută la aceasta. Ba mai mult, dragii mei, capacitatea unui predicator de a fi în stare să privească la aspectul sociopolitico, cultural, religios din vremea în care s-a scris Sfânta Scriptură, ca să poată înțelege contextul pasajului și apoi să-l adapteze, sau mai bine spus, să-l aducă în ceea ce înseamnă contextul în care noi trăim, explicând care este relevanța, denotă capacitatea, dacă vreți, fidelitatea celui predicator de a explica cuvântul lui Dumnezeu. Unii argumentează că în Biblie nu scrie. De exemplu, zic unii, unde scrie în Biblie că nu-i voie să fumezi o țigară? Sau unde scrie în Biblie că nu-i voie să te uiți la internet? Unde este în Biblie scris că n-ai voie să folosești tableta de bună oară sau să joci fotbal? Alții vor încerca mai îndrăzneț să găsească un verset care, torturându-l afară din context, să-și creeze argumentul pentru fel de practici, blocând pe unii oameni. Am auzit, de exemplu, un argument spunând că e păcat să mânci gumă de mestecat. Și explicația venea din Isaia 55 cu versetul 2. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Și unii zic, vezi, cumperi ceva ce nu satură, nu faci absolut nimic, ai dat banii aiurea. Oamenii care caută argumente pentru astfel de lucruri vor chinui un verset scoțându-l din context, băgându-l în alte contexte și încearcă să pună fel de reglementări și legi ca să îngrădească pe alții. Ei bine, dragii mei, mai înfiorător este că unii oameni vor căuta să desfințeze chiar principiile morale prin modalitatea lor de a răstălmăci ceea ce spune Sfânta Scriptură. Cu ani în urmă era un caz înfiorător, unde un părinte își abuzase într-un mod groaznic copilul, ca mai apoi când era în fața instanței la judecată, fiind întrebat de ce a făcut așa ceva, să ia un verset și să spună pe baza acestui verset, am făcut lucrul acesta. A fost adus un păstor care a fost un martor de expertiză, spunând nici în brutul capului nu spune acel verset sau nu este argument pentru așa un păcat hidos. E bine, unii oameni vor căuta să-și răstălmăcească versetele Scriptura ca să încerce în felul acesta să dea nuanțe pentru păcatele lor. Toate acestea, din cauza faptului că oamenii au pierdut ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, dragii mei, și ne cheamă Dumnezeu să trăim în sfințenie, onorând pe Dumnezeu o viață conformată Sfântului Cuvânt și standardului lui Dumnezeu. Și pentru că au devenit nepăsători față de al Domnului Cuvânt, de aceea tema din seminarul nostru este că vor veni vremuri când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și își vor da învățător după ploftele, plăcerile lor care să le gâdile urechea. Ei bine, dorința noastră prin acest seminar, dragii mei, este să răspundem la situații care par mai complexe din prisma vieții moderne care noi o trăim și să le punem în lumina Sfintelor Scripturi, lăsând Scriptura să ne călăuzească, să ne vorbească și să ne arate calea. Cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea, o lumină pentru pașii mei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mulțumesc celor de la stație pentru afișarea slide-ului. Vrem să continuăm să vorbim în această seară, în a cincea sesiune, despre divertismentul modern. Cea mai des se poate întâlnită întrebare care o primesc frații slujitori, frații păstori de bună oară, este întrebarea, este păcat să? Și vine aici o adaptare pentru ceea ce omul vrea să întrebe. Este păcat să fac cu tare lucru? Și această întrebare cel mai clar ilustrează trei lucruri din viața acelei persoane. În primul rând, dovedește faptul că nu are siguranță vis-a-vis de ceea ce vrea să facă. Dacă ar fi avut siguranță, nici nu punea întrebarea. Dar faptul că nu-i sigur dacă e bine sau nu, se ridică o întrebare. Îi păcat cumva să practic lucru cu tare? În al doilea rând, acest lucru va identifica faptul că, de obicei, aceste întrebări se leagă de spațiu
spațiul libertăților creștine. Dacă avea de face cu aspectul principial, nu cred că se ridica întrebarea. Cred că toți oamenii știm că nu-i voie să omori pe cineva. Scrie negru pe alb să nu ucizi. Și atunci nimeni nu pus întrebare, e păcat să îi dau un cap la fratele. Așa ceva nimeni nu pune ca întrebare. Dar cele din spațiul libertăților creștine, care par un pic poate mai complexe pentru noi, de multe ori apar ca și întrebări. Și aici dovedește de obicei că vorbim despre spațiul libertăților. În al treilea rând, o astfel de întrebare deseori demonstrează o lipsă de lecturare a Cuvântului lui Dumnezeu și de o înțelegere, o meditare asupra Cuvântului Domnului. Dacă am fi mai îndeaproape vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun că cele mai multe din întrebările noastre și-ar găsi răspuns. Dumnezeu ne dă multe principii, multe sfaturi, multe lucruri după care ne putem ghida viața, întrucât să înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Dar deseori se remarcă faptul că nu suntem înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu. Și din cauza aceea se ridică o sumedenie de întrebări și în loc să ne asumăm responsabilitatea, cred că a venit vremea să pun eu mâna pe Biblie și să citesc mai atent, mai bine mă duc la persoana cutare, fratele cutare și îmi caut dezlegare. Îi păcață? Ca în ziua cea mare spun, Doamne, ăla mi-a dat voie, de aia am făcut-o și dacă nu a fost bine, e vina lui, nu e vina mea. E bine, aceasta demonstrează faptul că nu suntem chiar apropiați de Cuvântul lui Dumnezeu. În special în era modernă în care noi trăim, sunt o serie de practici și lucruri noi care ne-au invadat viața și creștinii sunt deseori nesiguri dacă aceste lucruri pot fi practicate sau puse în viața lor de credință. Totodată, dragii mei, cum ziceam mai devreme în mesajul în limba engleză, realizăm tot mai profund sistemul anticristic care a fost bine cusut în viața noastră umană, sistemul care își așteaptă împlinirea în ziua când anticristul va apărea pe scena mondială a lumii acesteia. Acest sistem a venit cu niște pârghii care au căutat să ducă oamenii într-o sclavagie intelectuală. Nu mai ai voie să gândești tu, îți vor spune ei ce să gândești. Și dacă cumva ai îndrăznit să gândești împotriva sistemului, ești conspiraționist. În momentul când ți-o pus eticheta de conspiraționist pe frunte, te-au descalificat complet. Poți să fii tu profesor, poți să fii tu doctor, poți să fii orice. În momentul în care ai fost clasificat ca și conspiraționist, nu mai ai niciun cuvânt. Ei, nu mai ai niciun cuvânt pentru că cei mai mulți oameni au fost crescuți în doctrina aceasta în care numai anumite guri de experți pot să fie crezute. Și pe baza aceasta s-a dus la un fel de sclavagie intelectuală. Oamenii nu mai gândesc pentru ei înșiși. Tocmai de aceea criza care avem în vremea în care noi trăim este faptul că oamenii nu se mai educă. În loc să mai pui mâna pe o carte să citești, în special noi care ne gândim ca români că știm toate lucrurile, în loc să mai citești câte o carte, să-ți deschizi un picuț mintea și orizontul, revei la ceea ce ți s-a dat prin mass media, prin internet și alte lucruri. Și ne mirăm că sunt o clasă de oameni care nu pot judeca critic lucrurile care se întâmplă în jurul lor. Observați tot ce s-a întâmplat în timpul pandemiei. Toți au căutat răspunsuri, în loc să le judece critic vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, să ne zică unul ce se întâmplă. Și dacă ăla ne-a spus, așa e. Dacă mine vine altul cu altă teorie, probabil că așa este. Și așa este omul care nu are o capacitate să le raționeze de la sine. Și aici apare o reală problemă. Citasem mai devreme la o altă predică cu mai mult timp în urmă acest citat din partea omului care a fost, dacă vreți, arhitectul propagandei moderne, Edward Bernays, care spunea în felul acesta: manipularea conștientă și inteligentă a obiceiurilor și opiniilor organizate ale maselor este un element important în societatea democratică. Adică pentru noi ca democrație este important să putem manipula oamenii în modalitatea în care ei gândesc. Masele trebuie conduse. Merge mai departe să spună. Cei care manipulează acest mecanism nevăzut al societății constituie o rețea guvernamentală invizibilă, care este adevărata putere de conducere a țării noastre. Sunt o masă de oameni care de fapt lucrează din spate. Nu conspirații noastre ciudate, ci sunt niște oameni care au o dorință să ducă societatea într-un domeniu și sunt mecanisme bine puse la punct, analizate foarte bine psihologic, care implementate fiind vor duce la conducerea maselor. Suntem guvernați, spune el mai departe, mintea noastră modelată, gusturile noastre formate, ideile noastre sugerate, în mare parte de bărbați despre care nu am auzit niciodată. Marile personalități ale companiilor care vor să facă miliarde conduc, dacă vreți, lumea aceasta nu într-un mod malefic, ci în dorință de a face bani. Din spatele acestor intenții stă diavolul care caută să-și ia slava de la oameni și care caută și el să-și îndeplinească scopurile sale. Și atunci oamenii gândesc că așa fac, că vor să fac, cum ziceam mai devreme, și nu este așa.
Fac astfel pentru că au fost educați, au fost antrenați și au fost puși pe rol prin ceea ce înseamnă mass media în care noi trăim. Pe fondul acestui sistem s-au creat o sumedenie de forme de divertisment modern care a acaparat timpul și mintea omului. Pe lângă somn și lucru, ce a mai rămas bietului om ca și ore în zi, îi le va da tiptil acestor lucruri care înseamnă divertismentul, care promit relaxare. De ce faci aceasta? Că vreau să mă relaxez. Îs destul de obosit, am alergat toată ziua, stresat, vreau măcar să mă decongestionez un picuț și asta înseamnă să fac divertismentul care mie îmi place. Întrebarea care se ridică atunci este cât de potrivit sau cât de potrivite sunt aceste practici sau elemente care compun divertismentul modern. Observăm că discuția se leagă mai mult de partea libertăților creștine decât de aspectul principal și vom explica în curând ce vreau să zic cu aceasta, ceea ce necesită o discuție mai delicată și o analiză mai atentă a luminii Sfintelor Scripturi. Dacă m-ai întreba, îi păcat să curvești? A spune negru pe alb, da, răspunzind cu un singur verset. Scrie în Biblie negru pe alb, nu mai ai nevoie de alt argument. Dar dacă întreb, de exemplu, e păcat să uiți la un film, aici poate devine un pic mai complex și va trebui să analizăm lumina Sfintelor Scripturi ca să putem răspunde la aceste întrebări. Cum ziceam și ultima dată, nu-i dorința noastră să îngrădim oamenii cu anumite reguli sau regulamente, ci cu sinceritate să ne uităm în Scriptură și să vedem ce ne învață Scriptura despre acest aspect al divertismentului modern. Tema noastră, divertismentul modern. Ca să înțelegem ce vrem să spunem prin expresia divertisment modern, va trebui să realizăm că în Biblie niciunde nu apare cuvântul divertisment. Nu veți găsi aceasta scris nici în română, nici în engleză, niciunde în Sfânta Scriptură. Dar, dacă vreți, practica a divertismentului este întâlnită în Sfânta Scriptură. Ca expresie, divertismentul înseamnă o petrecere ușoară, agreabilă și de scurtă durată. O expresie mai exactă de la entertainment în limba engleză ar însemna o acțiune de a oferi sau de a primi distracție sau plăcere. Ar mai fi sinonimul amuzament, prin care încerc să mă amuz, să mă fac fericit, înseamnă o petrecere a timpului în mod plăcut și vesel, cu glume și alte mijloace de înveselire. Scopul acestor mecanisme de divertisment este să mă facă pe mine să mă simt bine, adică firea mea pământească să fie îndeplinită. În istoria agrară a oamenilor, adică cei care lucrau pământul în vremea trecută sau istoria veche a omului, omul de rând nu chiar avea timp de distracție și divertisment, fiind preocupat cu existența sa. Mergea la câmp, lucra câmpul, venea noaptea acasă, se culca, ca a doua zi se poate merge înapoi la câmp. Nu prea aveai timp de divertisment. În era noastră modernă s-au creat mai multe aspecte de ceea ce înseamnă divertismentul. Desigur, privind la acest lucru, observăm ce spunea înțeleptul Solomon în Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 22. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Adică omul din lumea veche n-avea de ales decât să muncească. Am putea spune prin extensie că și omul din lumea nouă muncește mult. Noi de multe ori glumim, dacă am avea 25 de ore în zi, tot nu ne-ar ajunge să facem cât avem de făcut. Muncim zi lumină, fugim din coace încolo și realizăm că niciodată nu avem timp. Și atunci când mai găsim și noi aceea jumătate de oră pierdută undeva prin calendar, vom căuta să o umplem cu un pic de divertisment, măcar să rupem monotonul și să ne simțim și noi mai bine. Relatările biblice cu privire la momentele de distracție, dacă vreți, au avut deseori conotații negative sau sfârșitul, rezultate negative. De bună oară privim la Israel în Sitim. După ce vine Balaam, chemat să blesteme poporul și nu o face pentru că Dumnezeu îl blochează la aceasta, vine cu un vicleșug și învață pe Balac ce să facă ca să-i poată prinde pe israeliți în capcană. Ne spune în numărul 25 cu versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Mai târziu vom vedea în Biblie
explicat acest pasaj, anume, l-a învățat Balaam pe Balac: dacă vrei să-i bați pe acești evrei, n-ai cum să-i bați prin a-i blestema, Dumnezeu e de partea lor, dar dacă le rupi relația cu Dumnezeu, Dumnezeu îi leapădă și îi poți bătea. Și i-a învățat ce să facă: fă o petrecere, muzică bună, dans pe măsură, mâncare câtă vrei și omul să se simtă bine. În petrecerea aceea s-a aprins mânia lui Dumnezeu. Mai găsim mai târziu o petrecere în cartea Daniel, în capitolul 6, un alt împărat vroia să facă și el o petrecere. Daniel, capitolul 5, versetul 1. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au făcut o petrecere pe cinste. Au adus mâncare, au adus vin, au băut, au jucat, au dansat, este implicit din text, și a avut o petrecere deosebit de bună. Și toate acestea au dus ca la un moment dat să apară mâna lui Dumnezeu, scriind judecata divine: mene, mene, tekel, ufarsim. Ți se ia împărăția pentru că ți-ai bătut joc de Dumnezeu. Această distracție nu a dus la ceva pozitiv, ci din fericire la ceva negativ. Ne întoarcem acum în Noul Testament. Cartea Marcu, Evanghelistul Marcu, în capitolul 6, o altă petrecere cu mare divertisment, cu mare petrecere și cu o voie bună pentru cei care erau prezenți la acel ospăț. În Marcu, capitolul 6, cu versetul 21. Totuși, a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Desigur, nu în fiecare zi era ospăț. Nu în fiecare zi veneau toți boierii la Irod să mănânce pe cinste, să stea la o petrecere. Dar din când în când, cu ocazia unei zile de naștere, s-a făcut o petrecere deosebită. În timpul acestei petreceri, din nefericire, a murit un sfânt. E bine, nu spune prin aceasta că orice timp de relax sau de petrecere este rău, când ne întâlnim împreună și ne veselim, îi păcat și rău. Nu, dragii mei. Dar observăm din conotațiile care le putem desprinde în ceea ce a însemnat liberul frâu al firii pământești, adus din nefericire la ruină și la păcat. În înțelegerea modernă, divertismentul comportă acele practici care duc la o înveselire a omului sau umplerea timpului cu lucruri care satisfac omul din prisma firii pământești. Vă dau câteva exemple contemporane. Filmele, show-urile și televizualul, includem aici chiar și știrile, sunt un mod de divertisment. După o zi lungă vreau să stau să mă uit la un film. Observând, mă voi liniști un timp de 2 ore sau cât este filmul, am să râd, am să plâng, dacă e drama, dacă e comedie, după care mă culc. Dacă e de acțiune, mă trezesc un fel de Jackie Chan, vreau să-i bat pe toți că am văzut ceva cu acțiune. Și așa gândesc oamenii. Divertisment, vor să se simtă foarte bine. Acest aspect al televizualului este poate cel mai răspândit sau cea mai răspândită formă de divertisment în era în care noi trăim. O altă formă de divertisment ar fi, de exemplu, muzica și dansul. Muzica modernă, în special, incită la mișcarea trupului și este făcută pentru aceasta. Cei care lucrează de specialitate să compună astfel de cântări au scopul să ducă oamenii, în special, în zona senzuală. Dacă mai vorbim și de cuvintele care sunt cântate în aceste cântări moderne, este deja perversiune pe față. Dacă cu ani în urmă, când se cântau cântări din acestea mai deșuchiate, erau glume care numai adulții le înțelegeau, a ajuns vremea în care aceste cântări au cuvinte atât de perverse și de murdare, încât n-ai nevoie să fii matur. Orice om, orice copil poate înțelege și îți arată ceea ce se ascunde în spatele acestor lucruri. Un domeniu de divertisment ar fi sporturile sau jocurile competitive. Aici includem orice domeniu de sport și oamenii sunt atrași fie de fotbal, fie de tenis, fie de Formula 1, fie de câte altele care oamenii le stimează și le plac. Și se uită cu atenție, dorind să aibă un timp de divertisment și de plăcere. Am putea vorbi despre jocurile digitale, în special la generația mai tânără sau la aparatele digitale. Și te uiți
la oameni care sunt atât de atrași de aceste jocuri încât pur și simplu în dependență cad și nu se pot opri din ele. Persoane care sunt lipite de telefon. Vorbești cu el, dă cu capul un stâlp când merge pe stradă, că el stă cu telefonul în mână jucând jocul, să nu cumva să piardă mișcarea următoare. Jocurile digitale fac și ele parte din lumea divertismentului. Aș adăuga aici un alt mod de divertisment, care e poate mai aproape de unul dintre noi. Mersul la mall și shoppingul. Sunt persoane care merg la magazin, nu că vor să cumpere, ci că vor să se uite. Și le place, un mod de a te relaxa. După o zi de stat în casă, copiii țipând și plângând, mă duc să mă relaxez. Mă plimb prin mall, mă uit în vitrină, nu cumpăr nimic, că poate n-am bani, dar mă duc să mă relaxez mergând la mall. Și aceasta este o formă de divertisment, este inclusă în divertismentul modern. Aș mai adăuga aici paharul de vorbă, cum zicem noi. Ne întâlnim doi prieteni, glumim, râdem, stăm împreună și acesta este un mod de a mă simți bine, de a mă înveseli când am o zi mai tristă, mai sombră, vreau cineva să râd împreună cu mine, ascult câteva glume cu un prieten drag, un pahar de vorbă, zicem noi, sau timpul de socializare. Dificultatea în tratarea acestor tematici rezultă din lipsa acelei, dacă vreți, ultime epistole. Spunea un frate odată, baiul la noi este că n-avem ultima epistolă. Epistola aia care să aibă un singur capitol și fiecare verset să răspundă la problemele cele mai arzătoare ale noastre. De exemplu, răpirea va fi înainte de necaz. Punct. Gata, am rezolvat-o. Toată dezbaterea noastră teologică s-a dus cu un singur verset. Liber arbitru sau predestinare. Un singur verset. Omul este mântuit prin faptul că a ales pe Dumnezeu. Gata, am încheiat subiectul. Dezbateri de ani de zile, teologi de anvergură și-au pierdut jobul cu un singur verset. Este greu să răspundem pentru că nu avem aceea ultima epistolă. Să te uiți la film este păcat. Uite frate, scrie acum negru pe alb. Dar n-avem epistola aceea. Să mergi la mall nu-i voie. N-avem epistola aceea. Și pentru că n-avem epistola aceea, devine un picuț mai delicat să tratăm acest subiect. Unde tot te întorci, dai de aceste mecanisme de divertisment, atot prezente pentru unii, semnalează permisivitatea și practica. Unii vor spune, pentru că nu scrie în Biblie că n-ai voie să joci fotbal, că n-ai voie să faci cutare, că n-ai voie să uiți la filme, înseamnă că-i voie, că dacă Dumnezeu nu vrea, scrie în Biblie. Și atunci unii iau aspectul că nu scrie și le interpretează că ai voie să faci orice vrei. Totuși, trebuie să recunoaștem că aici vorbim despre un aspect, un spațiu al libertăților creștine. Și ca să putem înțelege mai bine aceasta, am pregătit un slide, rog pe cei de la stație să mă ajute cu acest slide care l-am pregătit, al doilea care este pregătit. Vreau să vă arăt aici o schematică, cum putem să înțelegem mai bine viața creștină, din prisma cum Dumnezeu ne învață. Viața noastră creștină are acest, dacă vreți, spațiu în care se încadrează un singur chenar, am zice noi. Și întreaga noastră viață este legată între două lucruri, între principiile care Dumnezeu le are pentru noi și între libertățile care Dumnezeu le îngăduie pentru noi. Aici este întreaga viață creștină. În afara acestui spațiu, e diavolul, e păcatul, e tot ce este rău. În acest chenar se încadrează tot ceea ce înseamnă viețuirea noastră ca și creștini. Când vorbim despre spațiul principiilor, aici vorbim despre aspectele care sunt poruncite sau care sunt lucruri care nu avem voie să le facem. Să nu minți, să nu furi, să nu curvești sau îți poruncesc să faci astăzi, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Acestea sunt principiile non-negociabile, care cât vor fi viacurile, niciodată nu se vor schimba. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Ele țin de aspectul legii care Dumnezeu a dat-o, moralitatea care este imaginea lui Dumnezeu. Ați auzit, zicea Iisus, că s-a zis în vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă zic, oricine se uită și poftește, a și prea curvit în inima lui. Ați auzit că s-a zis în vechime, să nu ucizi. Dar eu vă zic, oricine se mânie, deja a făcut un păcat. Adică aici vorbim despre legea care Dumnezeu a elevat-o pentru noi în har, prin Iisus Hristos, Domnul. Este spațiul în care suntem îngrădiți și nu avem niciun argument. Dacă cineva are întrebări în acest domeniu, venim cu verset negru pe alb. Dar eram încurcat și ce era să fac? Na, mi-o scăpat că n-am făcut, dar de fapt am făcut. Mă scrie negru pe alb să nu minți. Cine mințea să nu mai mintă. În dragoste spuneți adevărul. Ai o sumedenie de versete care îți arată că n-ai voie. Nu poți argumenta aici cu absolut nimic. Dar mai este în viața noastră spațiul libertăților creștine. Sunt lucruri la care Biblia nu vorbește negru pe alb că sunt posibil de făcut sau neposibil de făcut. Că, de exemplu, aici am spune, abia un suc, e voie? Unul spune, numai apă, frate, nu-i voie suc.
Dar unde scrie în Biblie că n-ai voie să bei suc? Sau, de exemplu, practicarea unui sport. Eu vreau să fac un pic de sport, să fiu sănătos. Este chiar un păcat să mă joc un sport împreună cu prietenii mei? Ducem afară și batem o mince pe teren. Nu țipăm, nu ne înjurăm, jucăm un sport împreună. Care este păcatul? N-ai verset biblic, dacă iei unul să-l torturezi, tu poți să faci, dar n-ai un argument legitim din Sfânta Scriptură. Consumul de carne, cum spune Apostolul Pavel. Unul nu vrea să mânce carne. Nici o problemă, e libertatea ta. Altul vrea să mănânce carne. Mâncă, fratele meu, ai grijă la kilograme numai. Căsătoria și cu cine? Este o libertate creștină. Dacă vrei să te căsătorești sau nu, e alegerea ta. Dumnezeu nu te obligă, nu te forțează. Cu cine să mă căsătoresc? E libertatea ta, doar în Domnul, ăla e principiu. În schimb, cu cine apoi să te căsătorești? Cu cine îți place ție? Cu cine vrei tu câte vreme ești în parametrii principiilor? Lupta care noi o avem îndeseori în viața creștină, în special în adunări, este că nouă ne place să trecem în capitolul libertăți, să luăm de acolo libertate și să o băgăm în capitolul principii și facem din ea literă de lege. Și aici apar problemele. Dacă vreți cel mai frumos exemplu, ne întoarcem la prima dată când apare Dumnezeu vorbind cu omul în grădina Eden. Porunca, principiul era să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, punct. În ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Ăsta este principiul. Non-negociabil, Dumnezeu nu se joacă, nu mai ai o a doua șansă, nu. Când ai mâncat, ai murit. Ăsta e principiul. Libertatea era că poți să mănânci după plăcere din oricare copac vrei. Acum nu știu ce fel de fructe erau în Eden, dar presupunem că erau ca la români. Pere, mere, prune, cireșe. Ce putea să mănânce Adam? Ce vroia? După plăcere. Din oricare pom vroia, era libertatea lui. Dacă el spunea, mie nu-mi plac cireșele, dar nu mânca cireșe. E libertatea ta, eu vreau numai pere. Mâncă numai pere până nu mai poți de ele, că e libertatea ta. Cât privește principiul să nu mănânci din pomul acela, ăla nu se schimbă, ăla e principiul. Noi ne încurcăm că luăm din libertăți și le băgăm în spațiul principiilor. Și aici ne încurcăm noi. Pavel spune în Roman, capitolul 14. Noi avem un aspect de încredințări care pot fi create pe mai multe paliere. Cu mai mult timp în urmă am tratat Roman 14 și dacă vreți să reîmprospătați, ascultați acel studiu pentru că a fost bun și important. Revenim acum. Dacă tu ai o încredințare formată în mintea ta, ea privește libertăți care le ai, nu-ți încălca încredințarea, dar păstrează-o pentru tine, e a ta, e încredințarea ta. N-o băga în capitolul principii și îngrădește pe alții din cauza încredințării tale. Mie nu-mi place să mănânc, să beau suc, vai de mine, că numai apă-i voie. Și atunci oricine bea suc merge în iad. Dar nu poți să faci așa ceva, pentru că aia este o libertate care o ai și încredințarea ta. Tu nu ți-o încălca, dar nu îngrădi pe altul. În acest spațiu se mișcă viața noastră. Avem principii care nu ne dau voie să mișcăm pentru că sunt non-negociabile și avem spațiul libertăților în care putem să negociem. Dacă vrei să faci sau nu, îți aparține decizia. Întrebarea se pune, cum tratăm atunci spațiul libertăților? Că cele mai multe din aceste aspecte de divertisment, de aici derivă. Și vreau să vă spun, dragii mei, că și în acest capitol sunt îndrumări care Biblia ni le dă. Scopul meu în această seară nu e să vă dau lista. Ăsta e păcat, ăsta e păcat, ăsta e păcat, ăsta nu-i păcat. Ci să vă ajut împreună cu mine să vedem cum ne învață Biblia să navigăm acest drum al libertăților și să asigurăm că rămânem pe calea cea bună. Doamne, ajută la aceasta. Mulțumesc foarte mult celor de la stație. Un gând asupra celor care spun, nu scrie în Biblie. Nu scrie în Biblie că n-ai voie să. Vreau să aduc aici un gând care este important. Unii motivează de vreme că ce nu scrie în Biblie, de fumat, de droguri, de a merge la mall, de televizor, aceste practici nu sunt deloc interzise și prin urmare pot fi practicate la libera decizie a fiecărui creștin. Totuși, există un pasaj care vrea să ne învețe ceva despre aceste practici. Întoarceți împreună cu mine în cartea Galateni, în capitolul 5, și vom citi lista poftelor firii pământești. Versetul 16. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți să faceți tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea.
prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjpile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, despinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Adică, nu trebuie greacă aici, dragii mei, alte lucruri care seamănă exact ca și acestea, au aceleași conținut, aceleași, dacă vreți, flavor, aceleași lucruri, sunt de fapt de aceeași ambergură și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sunt lucruri care sunt similare și Duhul Sfânt avertiza prin Apostolul Pavel că vor fi inventate practici mai târziu care își vor avea rădăcini în aceleași fapte ale firii pământești, doar cu un alt ambalaj, adică asemănătoare cu acestea. Și dați-mi voie să vă dau acum un exemplu practic, fără să vă dau eu răspunsuri, ci să lucrez împreună cu dumneavoastră. Dragii mei, a curvi este păcat? Este păcat? E păcat. A te îmbăta este păcat, dragii mei? E păcat. A bate, a face violență, a abuza pe cineva, este păcat? Este păcat. A fura ceva, este păcat? E păcat non-negociabil. A minți este păcat? E minciună și dacă ești în har, și dacă ești sub lege, e minciună, e păcat, dragii mei. A înjura, a scoate injurii, a spune cuvinte porcoase, e păcat? E păcat categoric. Avem versete negru pe alb să combatem toate aceste practici. Vă pun acum în balanță altceva. Vă pun în balanță un film de la Hollywood, un blockbuster în acesta mare. În Biblie nu menționează nici unde că n-ai voie să te uiți la un film. Nu este un verset care îl poți răstălmăci tu să spui că nu-i voie să te uiți la un film banal, zice cineva care e numai un fel de divertisment pentru mine. Dar haideți să vă pun o întrebare. Filmul la care te uiți tu arată scene care conțin și promovează și practică scene de curvie, scene de îmbătare, scene de violență, scene de îmbuibare, de înjurături, de multe lucruri care sunt de-a dreptul păcate. Prin urmare, în momentul când eu mă uit la așa ceva, mă fac părtaș acelor lucruri ca și cum aș fi de față la un astfel de act. E ca și cum aș fi într-un bordel când cineva curvește, e ca și cum aș fi la birt când cineva bea, e ca și cum stau și mă uit la unul care se bate și dă-i mai tare, dă-i mai tare, pentru că mă fac părtaș acelor lucruri, urmărindu-le pe un mic ecran, zic eu. Ascultați ce spune Dumnezeu în Psalmul 50 cu versetul 16. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale, iată ce ai făcut și eu am tăcut, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Auziți mai devreme, vă rog frumos să spuneți pe ecran, dacă se poate, versetul 18. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Adică cum mă pot însoți eu cu preacurvarii? Că nu mi-a face cu preacurvarii, eu sunt sfânt, sunt a Domnului. Dar când urmăresc scene care promovează preacurvia pe ecran, ce este aia, dragii mei? Nu este o însoțire cu practicile imorale care Biblia le condamnă și am verset negru pe alb să le condamn? Revin, eu nu vă spun, vai Doamne, cine se uită la filme reniad, ci eu vă pun în față principiile ca să ne călăuzească libertățile care Dumnezeu ni le dă. Nu spun că orice video la care te uiți este rău. Sunt documentare prin care poți învăța. De bună oară, cultul pentecostal a făcut acum câteva documentare despre felul cum s-a făcut mișcarea pentecostală. Îi păcat să te uiți? Toate unde? Dar, dragii mei, sunt filme, sunt show-uri, sunt lucruri care promovează astfel de lucruri. Și eu mă întreb, câte potrivite sunt pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu? Eu le-aș încadra la lucruri asemănătoare cu aceste lucruri. Și atunci, întrebarea se pune, cum evaluăm noi divertismentul modern în lumina biblică? V-am dat o listă întreagă de lucruri care noi le putem face ca și divertisment.
Și v-am spus că nu vă dau o altă listă care spune ăsta e păcat, ăsta nu e păcat, ăsta... Pentru că aici ne încurcăm noi. Luăm din spațiul libertăților, îl trecem dincolo, facem litere de lege, măcelărim pe alții care nu sunt de acord cu noi și uite ce sfinți suntem noi. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și atunci apare o întrebare. Cum ar trebui să judec acest spațiu al libertăților în care se încadrează multele aspecte de divertisment ca să rămân în voia lui Dumnezeu? Măcar că sunt libertăți și ele au parametrii în care trebuie să se încadreze. Haideți să observăm biblic ce ne învață Sfânta Scriptură. În primul rând, dragii mei, primul principiu care reglementează libertățile mele este din versetul 22, 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Nu spune feriți-vă de ce este rău, pentru că este implicit, e normal să te ferești de ce este rău. Nu discutăm despre practica răului, că suntem mântuiți al lui Dumnezeu. Biblia spune feriți-vă de orice vi se pare rău. În engleză spune orice aparență, orice formă care ar putea să ia răul, orice umbră a răului, să vă feriți de ea. Dacă un lucru care vrei să-l practici îți lasă o umbră că poate pe undeva nu chiar face sens, în conștiința ta n-ai libertate, aș spune în felul acesta. Dacă după ce ai făcut lucrul acela, n-ai libertatea să te pleci pe genunchi și să te rogi, înseamnă că pe undeva este o problemă. Dacă ai urmărit poate ceva banal, zicem noi, nu cred că este o problemă să te rogi. Dar dacă ai urmărit ceva ce pune în conflict moralitatea, mă gândesc că cugetul luminat de Duhul Sfânt nu te-ar chiar lăsa așa ușor să vin față lui Dumnezeu. Revin acum la aspectul filmelor. Dacă te uiți la un film în care îi taie gâtul, îi dă în cap, ăsta țipă și alte lucruri murdare și acum te pui, Doamne, așa te slăvesc pe tine, mi-ai luminat ochii. Nu cred că poate face cineva așa ceva. Și atunci spune Biblia, feriți-vă de orice vi se pare rău. Aș reveni, ca să poți ști ce este rău, ca să ai finețe aceea, trebuie să fii ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Nu în religie, nu în practica penticostală, nu în cultura cuiva, ci în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Și asta înseamnă să ne punem aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Dragi tine, revin și în limba română. Este cel mai bun timp care l-aveți la tinerețe, să înmagazinați cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia despre tineri, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Dacă n-ai cuvântul în inimă, n-ai de unde. Vreau să vă spun că cele mai multe versete care le știu, nu le-am memorizat săptămâna aceasta. Le știu de când eram tânăr și chiar copil, dragii mei. Pentru că de atunci au rămas în minte. Dacă în mintea ta în fiecare dimineață, zi, seară, noapte, sunt numai lucrurile firii pământești, mă întreb, ce va izvorâ din tine? Feriți-vă de orice vi se pare rău. Dacă nu ești sigur că e bine, dacă nu ești sigur că e kosher, cum zic evreii, dacă nu ești sigur că e 100% curat, ferește-te! Mai bine să te ferești decât după aceea să vii la mărturisire cu conștiința încărcată. În al doilea rând, alt principiu care mă ajută să înțeleg spațiul libertăților și să pot percepe cum să folosesc divertismentul modern este trecerea acestor libertăți prin filtrul practicilor lui Dumnezeu, libertăților practice. Întoarceți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Întoarcem două pagini, 1 Corinteni 10 cu 23. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Contextul, dragii mei, vorbește despre spațiul unor alegeri de libertate. În primul text era abuzată libertatea spunând, păi da, dacă noi vrem să curvim, care-i problema? Și Pavel spune, da, stați un micuț, avem libertăți, dar nu uitați ce-i moral, e moral. Acum, în Corinteni 10, ne întoarcem la problema cu carnea jertfită idolilor și Pavel spune, sunt libertăți de a mânca sau nu consuma carne. Toate îmi sunt îngăduite, evident nu cele păcătoase. Din spațiul libertăților îmi sunt îngăduite, dar am un test care mă ajută să mă ghidez, să le practic sau să nu le practic. Observați testul, întrebarea este, ceea ce eu voi practica, voi face, este de folos,
Poate pune stăpânire pe mine și zidește sau nu? Puneți aceste trei întrebări la orice divertisment care îl aveți. Hai să luăm așa unul. Mă duc să stau de vorbă cu un prieten și vrem să stăm așa împreună să discutăm. Măi, dacă am vorbit din Biblie, de Dumnezeu, ce bine ar fi? Dar de multe ori realitatea este că cei mai sfinți dintre noi cădem în latura bârfei. Și Domnul să ne ierte de aceasta, dragii mei. Că inevitabil, cât de tarde ții tu, tot... Auzi, nu vreau să vorbesc de rău, că așa de mult îl stimez pe fratele, numai că îți spun, da, am văzut slăbiciunea asta la el, dar nu, eu nu vorbesc de rău. Și așa ne justificăm. Păi dacă trebuie să pui 10 justificări, înseamnă că chiar spui ceva ce nu-i voie. Și atunci, dragii mei, eu pun întrebarea. Dacă mă întâlnesc cu prietenul meu, este de folos? Da, este. Pentru că întreținem o relație bună unul cu celălalt. Suntem în adunare, legăm legături frățești, slavă Domnului, îi de folos. Întrebare, pune stăpânire? Nu chiar că mă devină dictă să mă întâlnesc cu prietenii mei. Mă bucur să mă văd cu ei, poate îmi doresc din când în când, dar mai răruț că e mai drăguț. Și atunci nu chiar pune stăpânire. Zidește sau nu zidește? Păi dacă mă pun la bârfă cu el, nu zidește. Și atunci, ce fel de discuții a trebuit să am împreună cu prietenii ca să-mi asigur un climat potrivit? Păi să vorbim de Dumnezeu, de familie, de lucruri care sunt potrivite, care nu mă pun nici pe mine, nici pe el, nici pe alții într-o lumină proastă. Puneți orice libertate în fața acestui test și observați cum se încadrează. Mă reîntorc. Luăm aspectul de a te uita la filme. Întreb, este de folos? Depinde la ce te uiți, mă gândesc eu. Dacă te uiți la ceva care este educațional, din care poți învăța un lucru de istorie, e de folos. Pune stăpânire? Unele să știți că pun stăpânire. Sunt persoane care au adicții, care nu se pot lăsa și nu-și pot dezlipi ochii de ecran și rămân blocați acolo. Poate să ia foc casa, dar măcar până văd ultima scenă și după aia foc și o să-mi salvez viața. Pune, pe unii pune stăpânire. Este de folos? Revin, depinde la ce te uiți. Dacă sunt lucruri imorale, nu cred că e deloc de folos. Dacă sunt lucruri care te vor învăța, lucruri bune de viață, de practică, de profesionalism, probabil că sunt de folos. Și atunci observați că putem judeca care lucruri le putem face și care nu le putem face. Este un mod de a evalua libertățile și spațiul divertismentului modern. Al treilea test, dragii mei, care îl putem face, sau al treilea principiu care ne reglementează felul în care noi folosim libertățile și divertismentul, este încadrați acest lucru, această practică, în glorificarea Domnului. Întrebarea este, ceea ce vreau să fac eu va aduce glorie lui Dumnezeu sau nu? 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, adică orice alt lucru, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și atunci eu pun o întrebare. Practica care o fac eu, divertismentul care mi-l folosesc, mi-l permit să mă înveselesc, mă ajută să-L glorific pe Dumnezeu sau nu? Revin, dragii mei, nu facem reguli, nu suntem hapsâni, nu bătem cu piroane în ușele bisericii, astea sunt regulamentele noastre. Vă pun niște principii care ne ajută să evaluăm, judecați singuri, dragii mei, că sunteți oameni maturi, înțelepți, cu intelect și Dumnezeu ne-a binecuvântat la aceasta. Dacă e potrivit sau nu-i potrivit, dă slavă lui Dumnezeu sau nu? Practic un sport, sunt pasionat de aceasta. Dă-i tare, măi! Mă întreb, dă glorie la Dumnezeu ceea ce fac eu sau nu? Practic alte lucruri, dă slavă la Dumnezeu sau nu dă? Este foarte simplu să observăm, când e vorba despre slava lui Dumnezeu, este acel aspect al gloriei Domnului, este contextul în care Dumnezeu își elevează, își manifestă autoritatea și puterea. În momentul când Ozia a păcătuit în templu, spune Biblia, că în momentul acela, slava lui Dumnezeu s-a ridicat de pe templu. Iar în anul morții lui Ozia, spune Biblia în Isaia 6:1, slava Domnului s-a arătat apoi în templu. Și strigau heruvimii, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Dragii mei, acolo unde intervine păcat, slava Domnului pleacă. Eu mă întreb cum slăvește pe Dumnezeu practica care eu mi-o permit. Și eu spun că e numai divertisment. Eu vreau să mă simt bine. Care este problema? Întreabă-te dacă practica ta glorifică pe Dumnezeu. Își poate lua Dumnezeu slava din ceea ce faci? Și n-ai nevoie să-ți dea cineva o listă de reguli. Ci cu judecata luminată de Duhul Sfânt vei putea percepe voia lui Dumnezeu. Observați care este dorința apostolică, versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Dorința lui Dumnezeu e să fim sfinți în toată purtarea noastră, Doamne ajută!
Dar ce să fie sfânt, dragii mei? Auziți! Și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, necontaminate, nedistruse la arătarea Domnului Iisus Hristos. Eu sunt chemat să mențin un nivel de sfințenie în toate nivelele entității ființei mele, în trupul meu, în sufletul, în emoțiile mele și în duhul, în rațiunea mea, toate să fie inundate de sfințenia lui Dumnezeu. Iei câte o mărturisire, frate, așa mă slobod la gură, în jur, și nu știu de ce, parcă și-o pun o întrebare. Îți place comedia? Oh, ce-mi place, extraordinar. Și la comedie în jurea mult, e comedie, ce să faci? Păi dacă ai intră în tine, ce se iasă afară? Cuvinte de laudă? Va ieși ce-ai băgat înăuntru. Așa mă simt foarte mânios, foarte nervos. Păi ceea ce consum tu, aceea va ieși din tine. Și ne mirăm mai apoi că suntem prinși de pofte, de patini, de lucruri rele, ne înfășoară păcatul. Dar eu pun o întrebare. Cum folosim spațiul libertăților care Dumnezeu ni l-a oferit? Pentru că și aici există acest proces de a asigura că rămânem în măsura chemată de Dumnezeu. Nu-i păcat să te simți bine. Dumnezeu e primul care spune, mănâncă după plăcere, ai dreptul să te bucuri, să fii vesel. Dar nu uita, în măsura în care îl onorează în toate pe Dumnezeu. Știți de ce? Că într-o zi și biserica va da socoteală în fața lui Iisus Hristos. Noi nu mergem la tronul cel alb la judecată, acolo merg cei nemântuiți, dar toți, spune Pavel, incluzându-se și pe sine, va trebui să dăm socoteală în fața de scaunul de domnia lui Hristos pentru binele sau răul pe care l-am făcut când eram în trup. În viața aceasta, în momentul răpirii, dragii mei, ne așteaptă imediat judecata, proclamarea lui Hristos dacă am făcut bine sau nu. Și tare nu mi-aș dori cineva să-și piardă răsplata, pentru că și-a permis să trăiască nepotrivit în viața aceasta, abuzând libertăți și divertismentul lumii acesteia. Aș încheia cu ultimele observații asupra unor practice moderne din divertisment. Filmele și family time. Ce faceți? Am avut family time, timp de familie. Ne-am uitat la un film împreună. Dragii mei, azi mă întreb, soție fiind, cât ai putut comunica de căsnicia ta în alea 2 ore jumate cât te-ai uitat la film? Pun o întrebare practică, nu religioasă, practică. Ca și soț, soție, sunt lucruri care vrem să le discutăm. Poate sunt lucruri în care încă nu ne-am asimilat cum trebuie. Poate trebuie să îndreptăm. Avem încă lucruri care trebuie să apară la discuție. 2 ore stăm și avem family time. Ne măgulim că am petrecut timp împreună. După care, din starea aceea de comă, ne culcăm direct. Și altă zi apare. Cât de mult am petrecut noi ca soț, soție împreună, stând la astfel de lucruri? Luăm toată familia și petrecem împreună urmărind un show sau un film. Eu pun o întrebare. Cât de benefic e aia pentru legătura familială? Ne mirăm că trăim ca niște străini în casă. Tata e pe sus pe telefon, mama e din coace pe altă platformă, copiii fiecare ca niște șoricei în camerele lor și ne mirăm că trăim așa ca niște străini, pentru că nu mai avem legătura aceea familială. Ne-a mâncat, dragii mei, divertismentul acesta ce înseamnă și legătura familială și dragostea din casă, Domnul să sfințească familiile noastre. Revin, nu vă spun că e păcat, nu vă spun că mereți în iad dacă cineva se uită la ceva, dar judecați la ce vă uitați, judecați cum practicați, judecați ce faceți în familie. Mi s-a părut tare ciudat. Netflix și protestul creștinilor împotriva lui Netflix. Netflix e o platformă în care poți să-ți ai abonament și poți să ai toate filmele care sunt valabile pe acea platformă. Și cu ceva timp în urmă se promovase un film în care Iisus Hristos era portretizat ca și un imoral, dragii mei. Și au ieșit creștinii, vai de mine, cum și-au permis protest să scoată filmul acela? Mie mi se pare antitetic. Tu creștin, te plângi că ăștia care oricum sunt imorali își bat joc de Hristos și vrei să scoată aia ca să rămâi tu pe platforma lor. Nu ne se pare că pe undeva ne-am încurcat noi singuri care sunt prioritățile în viață? Nu ne se pare că ne-am combinat cu lumea în așa fel încât am uitat noi în care camp ar trebui să fim? Dumnezeu să sfințească inimile noastre. Lumea aceasta niciodată nu-L va iubi pe Hristos. Nu faceți protest să scoată nuditatea și permisivitatea și urăciunea de la televizor. Închideți televizorul mai bine, dragii mei, și hai pe genunchi să privim la Dumnezeu, să ne ia Dumnezeu har, vedenii, prorocii, să lucreze Domnul între noi. Revin, nu spun că dacă cineva a accesat ceva ce este normal, potrivit, divertisment plăcut, e păcat, ci vă spun, judecați la ceea ce vă uitați, dragii mei. Jocurile și dependența. Ascultați-mă bine, cu asta închei. Și vreau să mă ascultați toți, tineri, frați, bătrâni, oricine ați fi. Vreau să vă spun o problemă care, ca și slujitori, am observat în adunare
și ne doare profund. Am ajuns așa de dependenți de telefoanele noastre, dragii mei, și de jocurile pe telefoane, încât la cina Domnului în adunare stau unii pe telefoane. În timp ce biserica se împărtășește, stau tineri la balcon cu părinții lângă ei și când frații slujitorii spun, mă, închide telefonul, că nu-i frumos, stăm cu tava împreună să dăm cina, spune, na, ce să-i fac? Dragii mei, nu ni se pare că am întrecut limita? Nu ni se pare că ne batem joc de ceea ce este sfânt? Iertați-mă îndrăzneala în această seară, dar vreau să vă spun, dragii mei, că suntem responsabili în fața lui Dumnezeu. Divertismentul nu este un păcat, să te simți bine, să te relaxezi, să urmărești ceva, o știre că suntem oameni în lumea aceasta. Dar am ajuns așa de corupți încât nici măcar în adunare nu putem să stăm fără să ne lipim ochii de Facebook, de Snapchat, de Instagram, urmărim video-uri în biserică atunci când ar trebui să stăm la părtășie. Domnul să ne ierte de aceasta, dragii mei. Apare urgență la cineva, e o soție acasă, primești un mesaj, nimeni nu spune că e un păcat, dragii mei. Dar să stăm să ne jucăm jocuri în adunare, când ar trebui să stăm împreună în părtășie. Nu ni se pare că a trecut divertismentul limita care ar trebui să o aibă? Și am ajuns în starea aceasta pentru că ne-am pierdut în spațiul libertăților. E dreptul meu. Și dacă e dreptul tău, încadrează-l în limitele principiilor lui Dumnezeu. În limitele care Biblia le trasează ca să rămânem în curăție înaintea Domnului. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cu dragoste vă spun, dragii mei, și nu cu mânie, ca să ne pocăim împreună și să-L onorăm pe Dumnezeu. Probabil că de multe ori ne întrebăm de ce nu mai lucrează Domnul între noi. Păi, dragii mei, când coboară slava lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vede ce vedem noi. Noi vedem poate numai unul care stă așa visând. Dumnezeu îi vede visele din cap. Dumnezeu îi vede ce e în inimă. Și eu mă întreb dacă în adunare suntem corupți de aceste lucruri care le-am consumat pe acasă și venim aici bulversați, la ce credeți că s-ar întâmpla dacă ar coborâ slava lui Dumnezeu? Că în vremea aceea când a coborât slava Domnului a venit urgia, harul ne ține în picioare și Hristos încă mai mijlocește pentru noi. Hai să ne sfințim din toată inima, dragii mei, și să lăsăm pe Duhul Sfânt să modeleze mintea și inima noastră. Cum zicea Biblia, n-aveți zile în care să faceți negoții, comerț, deși acum a venit să faceți aceasta? Când stăm în adunare, dragii mei, să-L cinstim pe Dumnezeu, să-L onorăm pe Dumnezeu, ca să mai coboare slava Domnului, să ne miște inima Dumnezeu, să lase har în inima noastră, să vindece bolnavii, să ridice pe cei care sunt loviți și doborâți și Dumnezeu să-și facă prezența simțită între noi. Doamne, ajută la aceasta! Și astfel, aplicând acest text, vom putea să vedem dacă libertățile și divertismentul nostru este potrivit sau nu. Nu trebuie să vă dau liste. Nu trebuie să vă spun că asta îi sau asta nu-i. Singur puteți judeca dacă se încadrează în limita Sfintelor Scripturi. Închei spunând, cum zice Apostolul Pavel, să nu trecem peste ce este scris